La competiția organizată pe Imașul din Ipotești au participat reprezentantele localităților Adâncata, Ipotești, Verești, Gulia, Bosanci, Fântânele, Dumbrăveni și Udești. Turneul s-a desfășurat în prezența președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și a directorului de dezvoltare, Ciprian Paraschi. Organizată în parteneriat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Cupa Satelor este dedicată copiilor sub 13 ani din satele și comunele României și adună peste 10.000 de participanți. Următorul turneu local din Cupa Satelor va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni pe terenul din Putna.